Două măsuri extrem de importante au fost propuse de PSD și incluse în programul Sprijin pentru România, și anume creșterea voluntară a salariului minim și compensarea creșterii prețului la combustibil pentru transportatori. Deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare. În contextul scumpirilor din ultima perioadă, Partidul Social Democrat dorește să vină în sprijinul categoriilor vulnerabile, mai exact în sprijinul persoanelor plătite cu salariu minim pe economie. Cornel Folescu, deputatul PSD Mehedinți, a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare. Prin majorarea voluntară a salariului minim, urmărim să stimulăm angajatorii, cu precădere pe cei din mediul privat, pentru a oferi salarii mai mari propriilor angajați prin scutire de impozit, acelor 200 de lei acordați în plus. În contextul creșterii prețurilor din ultima vreme, nu este o sumă mare, dar contează, iar angajatorii au posibilitatea de a le demonstra angajaților că îi înțeleg, îi sprijină și își doresc să continue împreună, a transmis deputatul PSD Mehedinți. De asemenea, vor fi susținuți transportatorii și distribuitorii prin acordarea unui ajutor financiar, fondurile utilizate fiind exclusive europene. Totodată urmărim să atenuăm impactul creșterii prețului la combustibil prin acordarea de ajutor financiar transportatorilor și distribuitorilor. Valoarea grantului va fi de 50 de bani pe litru de combustibil, fără a depăși însă 400.000 de euro per întreprindere. Cei care îndeplinesc condițiile au termen până la data de 1 decembrie 2022 pentru a depune cererile de compensare. Menționez faptul că fondurile utilizate sunt exclusive europene, fără a pune presiune pe bugetul de stat, a mai transmis Cornel Folescu, deputatul PSD Mehedinți. Modificarea planurilor naționale de recuperare economică a fost acceptată de către Comisia Europeană, spre surprinderea celor de la USR. Mă bucur să vă anunț că și USR a mai primit o palmă peste nas, de data aceasta de la însăși Comisia Europeană, care a anunțat oficial că acceptă modificarea planurilor naționale de recuperare economică pentru a face față crizei energetice. Asta înseamnă că pensiile nu vor putea fi înghețate pentru următorii 48 de ani, cum au scris și au negociat cu cinism în PNRR, antiromânii useriști, a transmis deputatul PSD. Totodată, astăzi a fost votată adoptarea legii offshore de către parlamentari, excepție făcând cei de la AUR. Și dacă tot am ajuns la ce înseamnă să fii de partea românilor, vă spun și că am votat astăzi cu toții pentru adoptarea legii offshore, cu excepția parlamentarilor AUR. Noi vrem să aducem gazele din Marea Neagră la suprafață, să ne câștigăm independența față de gazul rusesc, să suplimentăm bugetul de stat, iar AUR ne acuză că nu apărăm interesele României. Însă, dacă ar fi fost așa, vă spun sigur că investitorii străini nu ar fi obiectat cât au făcut-o. Am fost nevoiți să găsim o formulă de echilibru și am găsit-o. Acum la treabă, a mai transmis Cornel Folescu, deputatul PSD Mehedinți, pe pagina sa de socializare.